Iar schimbările acestui început de secol sunt deosebite din acest punct de vedere. Pregătirea de bază și credul fundamental profesional care pornește un tânăr în viața profesională este chestiunea fundamentală, platforma pe care se poate lansa în viață. Deci, sigur, meu mesaj, pentru că am interzis de mult și muncirea textelor urmate de muncilor care nu este recomandabilă. Deci, mesajul meu fundamental, țin seama de toate problemele care vor fi de ordin material, de ordinul continuității programului, curiculei, calității profesorilor, calității studenților, mediul ambiant și așa mai departe. Deci, asemenea probleme au fost, există și vor exista dintotdeauna. Niciodată nu va putea ține pasul cu cerințele vieții școală, orice bine ar fi ea dotat. Mesajul esențial, devotamentul pentru școală, pentru educație, pentru cultură și pregătirea solidă în facultate pentru viață. Doresc succes noilor generații de studenți ai Comitetului de București. Pentru că pătrundem într-o societate a cunoașterii.
într-o societate a cunoașterii în care elitele intelectuale vor juca rolul important. Și dumneavoastră ați pătruns acum într-o universitate de elită. Să dismânți ideea și să folosiți posibilitățile pe care le aveți. Prezentul vă ajută, pentru că așa cum spunea Friedman, lumea este plată acum. Lumea este plată în sensul că sunteți actori pe o scenă întregii lumii. În acest moment puteți să deveniți oricând jucători pe piața europeană și pe piața globalizată. Vă ajută și trecutul. Pentru că în această lume globalizată, în această societate a cunoașterii în care cultura este importantă, sunteți purtători unei culturi vechi și importante și sunteți posesori unui limb care vă deschide foarte ușor calea spre lumea limbilor latine, spre limba engleză, spre limbile de mare circulație. Aveți în mână toate aceste elemente. Depinde de dumneavoastră dacă le veți folosi. Pentru că o națiune nu înseamnă ceva important decât dacă este suma realizărilor individuale. Nu un colectiv amor, ci oameni care știu ce-ți doresc și pot să ducă la îndeplinire ceea ce doresc. Iată de ce îndemnul meu este ca, în primul rând, să vă gândiți la propria dumneavoastră carieră. Să vă gândiți la propria dumneavoastră carieră, pentru că mândria unei națiuni se naște din oameni realizați. Și, în ultimul rând, să vă gândiți și la propria dumneavoastră viață, să nu uitați că refrenul pe care l-am cântat împreună începe cu Vivat Academia, dar să termină cu Vivat Vendul Votive. Este o perioadă frumoasă, este perioada dragostei, este perioada în care vă puteți iubi colegii, prietenii, în momentul în care puteți să simțiți tot ce înseamnă bucuria de vieță. Vă doresc succes în toate și peste ani să mai aveți și noi posibilitatea să ne bucurăm de bucuria dumneavoastră. Atenția în viitor. Academia Română este
o instituție importantă în această țară,